O lecție foarte importantă pe care o învățăm din noaptea Paștelui, că poporul Israel a ieșit din Egipt, așa cum este descris în Exod, capitolul 12, este că centrul adunării, a preocupării, a acțiunilor poporului Israel era mielul jefit. Evident, lucrul acesta ne vorbește nouă despre faptul că centrul gândurilor, preocupărilor, întâlnirilor, strângerilor, adunărilor, rugăciunilor, predicilor, părtășiilor. închinării noastre trebuie să fie mielul jerfit Domnul Iisus Hristos. Când îl pierdem pe el din centru, pentru că lui îi place să fie doar în centru, pierdem totul. Când îl pierdem pe el din locul central, când îl îndepărtăm din locul central al minților noastre, al strângerilor noastre, al predicării noastre, al închinării noastre, rămânem cu ce vreți dumneavoastră, dar nu cu o închinare, cu o adunare, cu o slujire după voia lui Dumnezeu. De fapt, ceea ce califică, ceea ce certifică, ceea ce face ca toată închinarea noastră, slujirea noastră să fie aprobată de Dumnezeu, este păstrarea centralității mielului în tot ceea ce noi facem. Când l a îndepărtat pe el, a îndepărtat tot. Dumnezeu nu ne poate privi aparte de jertfa Domnului Isus Hristos. Dumnezeu nu ne poate primi, nu ne poate aproba fără jertfa Domnului Isus Hristos. Prin el suntem mântuiți, prin el ne închinăm, prin el slujim, prin el evangelizăm, prin el predicăm, prin el cântăm, prin el luăm cina Domnului, prin el facem absolut toate lucrurile. El trebuie să fie centru, pentru că dacă nu este centru, el nu acceptă nici un alt loc. Dumnezeu nu ar fi acceptat ca poporul Israel să-i dea mielului un alt loc în noaptea aceea. El trebuia să fie centru. Mielul trebuia ales. Mielul trebuia jerfit. Sângele lui trebuia uns pe ușorii ușii și pe pragul de sus. Mielul trebuia fript. Mielul trebuia mâncat de toți. Mielul făcea ca întâi născuți să fie salvați în noaptea aceea. Din pricina mielului, evreii urmau să iasă din Egipt. Din pricina mielului, îngerul nimicitor trecea peste casele evreilor. Datorită mielului era o sărbătoare extraordinar de mare în ziua aceea. Noi ni se pune o întrebare foarte serioasă. Oare cum reușit noi să avem programe atât de pompoase și de sofisticate fără Hristos? Oare cum am ajuns să avem așa de multe cântări fără Hristos? Oare cum am ajuns să avem atâtea predici fără Domnul Isus Hristos? Oare cum am ajuns să fim mai pasionați de batic, de fustă, de ceasuri, de inele, de pantaloni și de tot felul de lucruri de felul acesta, preocupați așa de mult de lucrurile acestea, și atât de puțin de Domnul Isus Hristos. Dacă nu credeți că lucrul ăsta este adevărat, uitați-vă, faci două clipuri despre Batic și ai 30.000 de vizualizări și faci clipuri zi de zi despre Domnul Isus Hristos și ai 300-400 de vizualizări. Asta arată ceva despre interesul nostru, arată o boală adâncă care s-a instalat în sufletele noastre. Arată că am pierdut dragostea din tâi, că am pierdut preocuparea pentru Hristos, că gândurile noastre nu mai sunt preocupate cu El, că fascinația noastră, uimirea noastră, contemplarea noastră, meditația noastră nu mai este îndreptată către persoana Domnului Isus Hristos. Suntem atrași de altceva, suntem atrași de tot felul de lucruri, de tot felul de teorii conspiraționiste, de tot felul de teorii escatologice și spunem, da, ne interesează devenirea Domnului, când de fapt nu ne interesează devenirea Domnului, ne interesează de tot felul de calcule, de numere, de potriveli, de lucruri ascunse, de lucruri misterioase, tainice pe care le cunoaștem numai noi. De fapt este un fel de îmbătare cu propriile noastre cunoștințe. Vrem să ne simțim grozavi, vrem să ne simțim cunoscători, vrem să ne simțim poate niște oameni morali, vrem să ne simțim niște oameni deasupra tuturor celorlalți. Preocuparea reală nu este cu Domnul Isus Hristos. La câte întâlniri de comitet totul este centrat în jurul persoanei Domnului Isus Hristos? La câte adunări generale domnia lui Hristos este evidentă? Oricum ar arăta întâlnirile comunităților creștine dacă centrul întâlnirilor respective ar fi persoana Domnului Isus Hristos. cât de des am luat cina Domnului, dacă centrul adunării ar fi Hristos. Oricum ar arăta serviciile de botez care ar trebui să arate spre persoana Domnului Isus Hristos. Oricum ar fi evanghelizările dacă Domnul Isus Hristos ar fi în centru. cât moralism, ieftin, superficial, gol, sec, fără putere ar mai fi predicat dacă Domnul Isus Hristos ar fi în centrul adunărilor. Înțelegeți, dragii mei, esența a ceea ce am vrut să spun este aceasta. Când Domnul Iisus Hristos este cu adevărat în centru, El transformă totul. Nu există nici o excepție. El pur și simplu transformă absolut totul. Până nu aprobăm locul central pe care Dumnezeu i-l a dat Domnului Iisus Hristos, vom merge din rău în mai rău. Și eu cred că este vremea să ne trezim și să recunoaștem locul central pe care Hristos îl are pentru că Dumnezeu i-l a dat.